Salut, stupare din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi vineri, 26 mai 2023. Merge culesul la Salcâm. Merge bine. De două zile avem cântare bune la stup. La stup, adică culesul merge. Și ce fac eu acum? Nu am mai reușit anul ăsta ca să ridic puietul din cuib în corpul 2, pentru că sunt doar două mâini și lucru de mult, muncă de multă, multă. La stupii care au nevoie, pun corpul 2 de recoltă, adică corpul 3 al stupului, adică un corp de cuib, două de recoltă. Am mers un rând în spate, cam așa arată. Uite, s-au luat corpul 3, adică corpul 2 de recoltă. Uite aici la rând. Tot așa, unde este nevoie, bag și corpul 3. Și fac, ridic câte două rame, da, hai mai bine să prezint. Să vedem așa cât s-o vedea. Nici nu știu cum spun piedul ăsta. Lucește soarele între pied și mai nu se vede și filmez. Sper să iasă bine ceva. Uite așa, l-am ridicat mai sus. Uite corpul, stupul respectiv. O să-i pun corpul 3, un corp gol aici. Se vede, dacă se vede, da, se vede bine. Uite așa, se vede albină mult aici. Rame albite. Și uite cam în felul următor. De aici din centru. Uite așa, cât o vedea rama. Rama e cu miere, de acum cu miere, cu nectar. Un înalt corp. Mai e o ramă, la fel și asta are, poate un kil, poate are, poate nu are un kilogram. În corpul 2. În corpul 2, în corpul 3, adică corpul 2 de recoltă. Mai adaug aici, în locul la ramele luate, două foițe. Uite așa. În corpul 2 de recoltă, adică corpul 2 a stupului, adică corpul respectiv, las 9 rame și în corpul următor care îl pun, pun doar 8 rame distanțate. Uite, iar se aude o bor mașină, dar nu mă deranjează că lucrează la mine. În filmare tot timpul trebuie să se audă ceva. Așa. E secret, secretos așa, dar spun, mai fac o încăpere pentru depozitarea mierii. Mierea merge cum merge la vânzare, am în vedere. Cam prost. Comparativ cu anii trecuți, am în vedere, mai prost. La intermediar vedem cu cât achiziționează anul ăsta, sau achiziționează, sau nu achiziționează.
Uite în felul următor. Aici rămân 9 rame, în corpul 3, doar 8 rame distanțate. Uite așa. Și spor la treabă, fetele. Acum că vin zilele astea bune de cules cu 26-27 de grade, le-am văzut în termometri, la meteo, adică nu închid toată suprafața stupului aici deasupra cu pânza, un, doi, un pic, lăs în spate, uite aici în spate lăs o fantă de vreo 5-6 cm. Pânza asta o pun și asta îndoit aici în două ca să nu mi-o optureze. Aici panta asta ia. Diafragmele deasupra nu închide aici și le las și un spațiu pentru ventilare. Uite că mai îl fac acum. Toată ziua sunt stupine, vrei, nu vrei, nu prea am timp de filmare, lucru cam aici de curge de acum, dacă m-am apucat să pun corpurile astea azi și mâine, cam aici lucrul fac, duminică, probabil, un pic de odihnă, dar albinele nu îți mai dau răgaz niciodată și o să prezint eu peste câteva zile și fac și în stupii care au rămas în două corpuri, pentru că în câteva zile, cu toate că nu sunt atât de populați, care au rămas sau au spațiu, să spunem așa, pentru câteva zile. O să ridic un capac aici să vedem. Uite la fel aici o fantă, cum am vorbit. Și în câteva zile aduc albinuțele și au de adus, după aceea va trebui să mai intervin. Aici, uite, chiar am vrut să prezint un lucru. Stupii care stau mai la soare încolo s-au dezvoltat mai bine. Au luat corpul 3. Aici e umbră tot timpul, stau sub un copac de nuc și ăștia, așa ăștia. Tot timpul rămân în urmă cu dezvoltarea primăvara. În schimb, e clar, dacă rămân în spate cu dezvoltarea, nu roiesc. Au crescut și buruienile astea, iar trebuie să cosesc. De două ori am cosit acum a treilea oară. Nu prea-mi permit albinele să merg cu motocoasa pe aici, trebuie sau un timp mai răcoros, sau seara târziu sau dimineața de vreme. Aduc polen de la măceș. Cam asta e treaba prin stupină. Mai am încolo să verific. Doar ridic cârpa de deasupra și văd, să vede situația care în fiecare familie. Și unii este nevoie, după cum am spus, uite, mai dau spațiu la familii să aibă unde depozita nectarul și unde îl ventila, pentru că nu e o noutate. Albinele când aduc nectarul au nevoie de 3 ori mai mult spațiu decât depozitează mierea. Adică la, să spunem, dacă o ramă de 1 pe 1 are 3 kg de miere, să spunem, sau 3 jumătate, și dacă la z s-a dus și 3 kg la cântar, este nevoie de 3 rame pentru depozitarea nectarului, ca ulterior să fie ventilat și urcat în sus. De asta, de multe ori, pierdem o cantitate foarte mare de miere dacă nu dăm spațiu la albini pentru ventilare. Ne uităm la cântar, parcă cules este, cântarul nu crește, pentru că nu prea au spațiu albinele unii să aducă. Așa am
Așa am pățit eu acum 2 ani în urmă, în 21, când stupul de pe cântar la floare parcă mi-a urcat peste 100 de kilograme, cântărea stupul și parcă floare era, dar culesul ziceai că s-a oprit. În momentul când am extras un corp de miere de acolo, în ziua următoare am avut 3 kg jumătate la cântar. Din lipsă de spațiu, de multe ori pierde mierea sau punând doar un cat de 1x2 sau două caturi de 1x2 pe stup, așteptând să fie mierea căpășită sau să fie ramele pline cu miere ca după aceea să adăugăm un cat, practic se pierde cantitate suficientă sau destul de mare de miere care ar fi putut albinele să o colecteze și să o pui în stup, dar din lipsă de spațiu pierdem mult. Asta e. Mai mult nu vă mai țin de vorbă, am vrut să prezint doar ce fac eu în stupina mea acum. Și cam asta. Acum spor la treabă și culesuri bune la toți.